Așa cum probabil ați văzut, există un om care a terminat în 2 ore un maraton. Hai să vorbim despre el. Kevil Kipun se intitulează omul, este atlet kenian, are o etate de vreo 22 de primăveri și despre el vorbim astăzi la pastila noastră, cea de toate săptămânile, dar nu prin prisma faptului că este deținătorul noului record mondial la maraton, 2 ore și 35 de secunde, 2:00:35, ci trebuie să facem o analiză a ceea ce înseamnă organismul uman din momentul în care s-au efectuat primele măsurători la cursa aceasta faimoasă de maraton până în zilele noastre. Știți că am mai discutat noi că acea lozincă cu imposibilul este nimic, nu există, chiar nu există, în sensul că omul a început de acum 100 și ceva de ani să-și doboare limitele. Știu, pare un șablon, pare limbaj de lemn, dar ăsta este adevăratul mesaj. Omul își depășește propriile limite. Corect? Băi, oprișene, păi vii să vorbești de la 1908, da? S-au schimbat de atunci multe lucruri, s-au schimbat secole, s-au schimbat corect, sistemele de antrenament, viața socială și așa mai departe. Dar un om care să ajungă să alerge 42 și ceva de kilometri, încă un puțin, în 2 ore, vă dați seama că el are o medie, nu că o medie orară, a alergat într-o oră 20 de kilometri. Pleci ca lumea, îți menții un ritm, dar la un moment dat obosești, oameni buni, într-o oră 20 de kilometri, în cealaltă oră alți 20 de kilometri, dar nu chiar mai mult de 20 de kilometri, că sunt 42, vă dați seama ce înseamnă asta? Și am zis așa, că nu vrem să vă încărcăm mintea cu tot felul de detalii, am spus așa, Jocurile Olimpice Moderne pleacă în 1896, dăm timpul înapoi și mergem la faimosul Filipide, care aleargă de la maraton ca să vestească victoria până la Atena, 42-192 sau cât sunt de kilometri, da? Bun, și se stabilește că aceasta este distanța maratonului. El moare, normal, epuizat, nu se cronometra pe atunci că n-avea cine nici măcar cu soarele și cu sulița. Vin Jocurile Olimpice Moderne, primele cele de la Atena în 1896, câștigătorul de la maraton câștigă doar că trece primul linia de sosire, dar nu se cronometrează oficial. Primul cronometraj oficial la o probă de maraton are loc în 1908, deci suntem cu 115 ani, nu le-am matematică, am terminat colegiul biling, dar cred că sunt 115 ani, mai bine de un secol de când se cronometrează. Pe 24 iulie 1908, Johnny Hayes, din Statele Unite, ne-am urdărit de engleză, la Jocurile Olimpice de la Londra 1908, termină în 2 ore și 55 de minute, 18 secunde. Suntem la 3 ore, în prima probă, fără 5 minute, la prima probă cronometrată de maraton. Am rugămintea să rețineți lucrul acesta, cel puțin prima probă. 2:55, 18, Johnny Hayes, 24 iulie 1908. Coborâm puțin și ca timp, și coborâm și urcăm de fapt ca timp pe cronometru, dar urcăm în iulie 1929 ca an, când Harry Payne ajunge la 2 ore și 30 de minute. Deci iată, într-un decurs de 21 de ani, omul a reușit să coboare 25 de minute, vă dați seama ce înseamnă asta, în proba de maraton. Vine finlandezul Paavo Kotila în 1956 cu 2 ore și 18 minute. Rețineți, observați diferențele, 55 de minute, 30, 1, 8, în 1956. Primul care trece sub 2 și 10, 2 ore și 10 minute, este Perek Clayton, în 1967, 2 ore, 9 minute și 36 de secunde, puțin sub 2, 2 ore și 10, o diferență uriașă. Ei bine, progresul acesta continuă cu marele Eliud, că vreau să citesc cum citesc englezii, Eliud Kipchoge, care coboară la 2:01:09 la maratonul de la Berlin, iarăși dacă memoria că l-am văzut în direct, cred că este 2018 sau 19, dar mai degrabă 18, deci el are 2:01, el a un cioc de barză, 2:01:09 să alergi un maraton, el a un cioc de barză de a coborâ sub 2 ore. Lumea începe să se întrebe, țin minte clar că ziariștii francezi atunci de la L'Équipe au început să facă acest calcul și să spună, băi, când coboară omul sub 2 ore o probă de maraton? Ei bine, ziua aceasta aproape că a venit, pentru că n-a fost chiar sub 2 ore, 2:00:35, Kelvin Kiptun la Jocurile Olimpice, era să zic de la Chicago, la maratonul de la Chicago, faimosul maraton de la Chicago, termină în 2 ore
0035. Deci cu 35 de secunde, dacă mai avea, 35 de secunde, 36 de fapt îi mai trebuiau să coboare sub 2 ore. Haideți să ne calmăm că m-am și aprins un picuț așa, să ne gândim ce înseamnă lucrul acesta. În 115 ani, corpul omenesc, cu modificările de rigoare, cu clima de rigoare, cu antrenamentele de rigoare, cu apariția sportivilor kenieni și așa mai departe, a coborât ca timp de la 2 ore și 55 de minute la 2 ore. Deci în 115 ani, oamenii, atleții, au câștigat 55 de minute. Vă dați seama ce înseamnă asta? Aproape o oră. Am mai făcut noi comparația asta și când David Popovici a câștigat, nu acum la Fukuoka, ci mai înainte, și am zis noi că s-a pornit cu măsurătoarea aceasta în bazin de la un anumit punct și s-a ajuns până la performanța lui David Popovici și acolo erau minute întregi câștigate în bazin. Aici, la alergare, avem 2.55.18 în 1908 și acum avem 2.00.35, Neat Chelvinuță, 2.00.35 în 2023. Rețineți ce vă zice băiatul? Este o distanță, am calculat eu de aici până la Snagov, pentru cei care stau în București. Deci noi aici unde tragem noi la sediu la Cocoru, colea jos, dacă te uiți așa pe geam, se vede kilometru zero al capitalei, care este considerat în borna aceea, în față la biserica Sfântul Dumitru, cred că e cel nou, nu vreau să greșesc, unde e mormântat Constantin Brâncoveanu sau osemintele lui Constantin Brâncoveanu. Acolo este kilometru zero al României și al Bucureștiului. De aici, din mijlocul Bucureștiului, plecând până la Snagov, sunt 40,2 km. Băiatul în două ore. Acum știu că o să începeți că dacă-s drumurile bune putea să facă și mai puțin, lăsați bășcălia. Nentu Chelvinuță a terminat distanța București-Nagov și mai încolo puțin în două ore. Acum nici nu știi ce să mai spui. Băi, oprișene, abia așteptăm să faci o pastilă în care băiatul va coborâ sub două ore. Se poate lucrul acesta? Păi dacă ăia se întrebau la domnul Eliud în 2018 dacă poate să coboare sub două ore și Nentu Kelvin a ajuns la 2.00.35, e foarte probabil că omul va reuși, tot un atlet de pe acolo, va reuși să coboare sub două ore. Sperăm să apucăm. Țineți minte că am mai avut discuția asta cu Mondo Duplantis. Noi, când eram tineri, eram bucuroși că Serghei Bubca, era o chestie mare că Serghei Bubca a atins 6 metri la săritura cu prăjina, Mondo Duplantis are acum 6.20, în 20 și ceva de ani, pentru că lucrul ăsta se întâmpla prin 1930, hai să zicem, 30 de ani. În 30 de ani, Mondo Duplantis a sărit cu 20 de centimetri, uitați-vă atâta mai sus, atâta înseamnă 20 de centimetri, săritura cu prăjina. Omul a câștigat în 115 ani 55 de minute. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Așteptăm ziua în care omul va reuși să treacă, să coboare bariera celor două ore, să facă 1.5, dați seama când se aprinde acolo 1.59 sau 1.57 și așa mai departe, pentru că vedeți că și față de Nentu Eliud, deci el a avut 2.01.09 și acum un minut, aproape un minut, da? A câștigat, a coborât. E foarte greu la probele de maraton să menții același rit, să reușești să faci o cursă perfect. Mii de mulțumiri, dragi prieteni, că ați fost alături de noi. Toate cele bune, la revedere!